Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se află în aceste zile în județul Hunedoara. Astăzi, ministrul Chesnoiu a avut la Deva o întâlnire cu fermierii. În cadrul discuțiilor, ministrul a prezentat situația actuală din agricultura românească. Venim după o perioadă extrem de complicată, cu o criză pandemică ce a marcat întreaga planetă. Am văzut cu toții în ultimii 2 ani de zile cum viața noastră a fiecăruia s-a schimbat în mod radical și cum lucruri pe care înainte le consideram normale, acum au devenit lucruri excepționale. Și peste această criză pandemică ne-am trezit și cu o situație care a impactat enorm de mult toate sectoarele activități. Criza în energie. Prețurile ridicate la energie și gaz au dat peste cap toate sectoarele de activitate, iar agricultura n-a fost ferită niciun fel. A venit acum o săptămână de zile și această agresiune armată a Rusiei adresată împotriva Ucrainei și cei doi mari actori la nivel global în viața și în producția agricolă au reușit să perturbe toate piețele internaționale. Apoi Adrian Chesnoiu le-a precizat fermierilor din județ că în contextul în care industria hunedoreană s-a prăbușit, agricultura rămâne un pilon principal al economiei de pe aceste meleaguri. Cu tristețe constatăm că anumite activități care au făcut județul Hunedoara să fie în fruntea județelor în economia națională, în ultima vreme s-au închis rând pe rând sau și-au restrâns activitatea. Și agricultura rămâne una dintre ramurile de bază ale economiei. Rămâne un domeniu în care foarte mulți oameni activează și de care depind pentru a-și asigura bunăstarea zilnică și o oarecare liniște în cadrul familiei. În cadrul întâlnirii cu fermierii hunedoreni, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Chesnoiu, a infirmat încă un zvon care a început să circule, acela legat de faptul că România s-ar putea confrunta cu o criză alimentară. Cel mai important lucru în viața fiecărui om, de prima dată când deschide ochii dimineața, este să aibă hrană în familie. Hrana este cel mai important lucru pentru fiecare dintre noi, pentru că dacă nu ai hrană, nu poți să te gândești la celelalte lucruri. Și slavă Domnului, dumneavoastră, fermierii, reușiți să le aduceți românilor în fiecare zi produse agroalimentare și hrana de care au nevoie să poată să fie liniștiți. Am spus-o public și o spun și în fața dumneavoastră cu toată responsabilitatea. În momentul de față, România este un stat stabil din perspectiva asigurării cu produse agroalimentare. Nu apar perturbări majore în asigurarea populației cu hrană. Și ăsta este lucrul cel mai important. În cursul vizitei sale din județ, care va continua și mâine, ministrul Adrian Chesnoiu a mai vizitat câteva ferme și s-a întâlnit și cu specialiștii hunedoreni din agricultură, precum și reprezentanții ai autorităților publice.